În această perioadă, angajații de la Serviciul Public de Gospodărire Comunală se află în teren în cartierul Sfântul Gheorghe, unde efectuează o serie de lucrări de modernizare. Se va realiza reabilitarea zonei prin crearea unor noi locuri de parcare și montarea de borduri pentru carosabil. Am terminat de configurat o parcare în zona Făgăraș și în începând de astăzi lucrăm cu toate forțele în zona Sfântul Gheorghe, unde toată acea zonă va fi reabilitată și în toate locurile posibile vom amenaja parcări. Este o lucrare destul de amplă, este o lucrare de durată și este o lucrare pe care noi sperăm să o închiem cât mai repede, dar, așa cum am mai spus, o suntem legați de toate, de toate aceste licitații care, la ora actuală, sunt, sunt blocate. Nu avem da, ca să vă dau un exemplu, la ora ieri, din câte știu, s-au încheiat doar două licitații, cele de filler și cele de nisip, care, ce să mai spun, că pentru noi sunt la ora actuală nesemnificative. Avem licitații la borduri, avem licitații la piatră, avem licitații la pietriș, avem licitații, așa cum am mai spus-o, la uh, carburant, la bitum, care sunt mult mai importante. Ni s-au dat drumul doar la două, care pentru noi nu înseamnă mare lucru. Problemele cauzate de numărul mare de mașini parcate neregulamentar pe trotuare este o problemă pentru municipiul Curtea de Argeș, pietonii se plâng că nu mai au pe unde să meargă din cauza mașinilor parcate neregulamentar, iar conducătorii auto spun că nu există parcări suficiente și se descurcă și ei cum pot.